Bună dimineața, eu mă numesc Valeriu Pașa, sunt președintele Asociației Comunitatea Watchdog. Bine v-am găsit la conferința noastră de prezentare a rezultatelor unui sondaj de opinie realizat în luna ianuarie. Acest sondaj este realizat în cadrul unui proiect implementat de Comunitatea Watchdog cu suportul Internews, cu finanțare din partea Uniunii Europene. Sondajul respectiv a fost comisionat, adică comandat de Comunitatea Watchdog și realizat pe teren nemijlocit de CBS Research. Facem disclaimerul de rigoare că aceste concluzii care sunt prezentate aici nici de cum nu reprezintă poziția Uniunii Europene sau Internews. Vă mulțumesc. O să-i ofer cuvântul colegului Vasile Cantarji de la CBS Research pentru a prezenta metodologia acestui sondaj și prima parte din prezentare. Da, mulțumesc. Bună dimineața. Este vorba despre un sondaj realizat la nivel național pe un eșantion de 1001 respondenți. Este un eșantion probabilistic în care softul, calculatorul, a generat numerele de telefon care au fost apelate. Lesne de înțeles că este vorba despre metoda interviului telefonic. Prin metoda interviului telefonic au fost colectate datele. În condițiile în care distribuția, deci cele mai neomogene distribuții, da, cărora le este aferentă cea mai mare marjă de eroare, în cazul nostru este de plus minus 3,1%. Datele sunt sau reprezintă opinia publică pentru perioada în care au fost realizate nemijlocit interviurile, 17-26 ianuarie. Și tematica centrală a acestui studiu, evident, este situația țării noastre în condițiile prezenței unui conflict militar în apropiere. Am adresat o serie de întrebări care îi tot adresăm începând cu februarie-martie anului trecut cu privire la principalele narrative propagandistice și nu doar despre ce se întâmplă de fapt în țara vecină, ce reprezintă acest conflict, astfel că pentru unele din ele putem chiar să comparăm dacă și cum a evoluat percepția publică în acest sens. Dar să începem cu o întrebare tradițională: care sunt îngrijorările pe care le resimt cetățenii astăzi? Toate vechi și toate noi. Deci top 5 sunt prețurile, războiul în zonă, viitorul copiilor, corupția și sărăcia. Deci în acest top noi relativ, o temere relativ nouă este legată doar de războiul în zonă. Vă reamintim, acest indicator a avut diferite evoluții prelejuite tocmai evenimentelor din estul vecinilor noștri. Tradițional, fiind fixat procentul celor care la diferiți ani resimțeau frică și îngrijorare de un război în zonă, vedem că se fixa în jurul la 5% de la an la an, apoi a fost o explozie în anul 2014, nemijlocit când a început conflictul. Vedeți, a fost atins punctul maxim de 31%, apoi un pic s-a temperat ca să explodeze din nou în anul 2022 și atât că în luna mai anului trecut am fixat o nouă maximă când războiul în zonă se afla pe primul loc în topul fricilor resimțite de cetățeni cu 59% respondenți, care printre principalele trei frici numeau acest aspect. Ulterior, spiritele un pic s-au mai liniștit, conflictul s-a localizat, a avut loc o temperare către 40% fixasem în barometrul din noiembrie 2022 și atât că probabil pe fundalul discuțiilor sau așteptărilor că
se pot intensifica acțiunile militare în estul Ucrainei. Avem o mică creștere în limitele marjei de eroare în principiu, către 44% de respondenți. Tranșant, și se pare că pentru prima dată am întrebat despre statutul Crimeei. 42% din cetățenii Republicii Moldova consideră că Crimeea este partea Ucrainei, 34,5% Rusiei și restul cetățenilor nu au o poziție formată în acest sens. Dacă este ilegală sau este legală includerea regiunilor țării vecine în componența Rusiei, fiecare al doilea susține că este o acțiune ilegală, 23,5% sunt cei care sunt de părere că acest lucru este legal, iarăși 27% aproape nu au putut aprecia. Întrebare core care am monitorizat-o de-a întregul, în toată perioada conflictului. Deci, ce este de fapt acest conflict? Aproape 40% susțin că este o invazie nejustificată în care nimeni nu a provocat Federația Rusă. 22,5% împărtășe poziția sau definiția falsă că este vorba de fapt de acțiuni în care Federația Rusă apără Republicile Populare Donbass de atacurile Ucrainei și alții 12% care sunt cei care au acceptat narativul fals că este vorba despre o operațiune de eliberare a Ucrainei din nazism. Cum au evoluat lucrurile în acest sens? Practic nicicum, așa cum din primele zile ale războiului s-au împărțit taberele, așa s-au menținut tot acest aproape un an. Da? Vedeți că variațiile sunt minime și se încadrează în cadrul marjei de eroare. Cine poartă cea mai mare vină pentru războiul din Ucraina? Putin personal 25%, 18% SUA, 17% Federația Rusă, 12% atribuie vină conducerii Ucrainei și 9% blocului NATO. Acesta ar fi top 5 ai responsabilităților. Și pentru acest top 5 să vedem cum au evoluat percepțiile sau ce schimbări au parvenit. Avem, de fapt, variații semnificative la două alternative. În primele zile conflictului militar a fost ceva mai mare pondere celor care atribuiau vina lui Putin personal, 34%, ca ulterior deja să se stabilizeze la 25%, și, de fapt, constatăm că s-a produs cumva o trecere, o scurgere a procentelor de la Putin personal către atribuirea vinii Federației Rusie ca partea conflictului. Vedeți că aici avem o creștere de la aproape 11% în primele zile ale războiului către 17% fixat în ianuarie 2023. A fost și o aparentă creștere de atribuire vinii Statelor Unite, dar bine, aici cercetudine nu prea putem avea luând în considerație acuratețe estimărilor statistice. Cine are dreptate în acest conflict militar? Ucraina, 36,4%, alții aproape 19% atribuie dreptatea Federației Rusie. Unul din 5 aproape, 24,1%, susțin că nimeni din părți, da? Și iarăși un procent semnificativ nu au putut oferi o apreciere. Republica Moldova. În cazul în care Federația Rusă atacă Republica Moldova, ce ar trebui să facem? Nu există o poziție predominantă în acest sens. Unul din trei, 33,8% respondenți sunt de părere că trebuie să apărăm țara cu armele în mână. 29% au o poziție perdantă, susțin că trebuie să ne predăm necondiționat pentru că nu putem face față unei eventuale invazii. Și aproape 10% susțin că chiar dacă suntem atacați, trebuie să fim neutri, să ducem tratative.
doar 2,1% se referă la faptul că ar trebui să cerem ajutor pentru a ne apăra. 6,7% sunt ferm convinși că acest scenariu nu este posibil și că Rusia nu va ataca Moldova în niciun caz. 16,5% la fel o pondere semnificativă sunt cei care nu se pot aprecia și în acest aspect. În cazul unui război de apărare împotriva invaziei Rusiei sau a armatei Transnistrie, dumneavoastră personal, sunteți gata să luptați cu arma în mână în apărarea Republicii Moldova? 23,6% da, sigur. 12,5% mai degrabă da. Categoric nu, 45,8% și mai degrabă nu, 9,2%. Bine, când analizăm această distribuție, trebuie să ținem cont și de categoria socială a respondentului. Evident că în acești 45,8% care susțin că sigur nu sunt gata să lupte cu arma în mână, regăsim într-o măsură mai mare femei, persoane în vârstă sau în incapacitate de muncă. Am testat și două blocuri de narrative false sau contradictorii cel puțin, cu privire la război și cu privire la politica internă și guvernarea internă. Ce putem să vă zicem? Sunt pe larg împărtășite falsurile, pe larg acceptate falsurile promovate. Vedem că 55% aproape acceptă, sunt de acord cu faptul că, de fapt, în Ucraina, Federația Rusă luptă cu blocul NATO, nu e vorba de un conflict între Federația Rusă și Ucraina, ci e un conflict între Rusia și NATO. Pe de altă parte, 41,2% susțin că regimul în frunte cu Vladimir Putin este unul fascist, versus 30,4 care susțin că deopotrivă regimul în frunte cu Zelenski este unul fascist. 40,4 susțin că populația rusă din Ucraina a fost supusă discriminării și genocidului în ultimii ani. În condițiile circulației a tot felul de știri despre faptul că diferite forțe au încercat să înarmeze Moldova, 36,4 susțin că NATO și UE înarmează Republica Moldova pentru a o atrage în război cu Federația Rusă. Unul din trei cetățeni sunt de acord cu faptul că ucrainenii și americanii creau arme biologice în laboratoare secrete din Ucraina. 32,3% susțin că da, susțin că Ucraina ar trebui să cedeze teritoriile Rusiei pentru a opri război versus 48% aproape care susțin că contrariul. Da? Și că doar 16,1% susțin că Rusia are dreptul legitim să se amestece în treburile țărilor care au făcut parte din URSS. Pe intern, justiția din Republica Moldova nu este independentă și este controlată politic de partidul de guvernământ. 49,3% susțin că este adevărat, 26,4% că nu este adevărat, 23% aproape nu știu. Andrei Spânu fură moldovenii prin schemele energetice. 41,2% susțin că da, 18% că nu, 39,1% nu știu, nu răspund. Maia Sandu atrage Moldova în război cu Rusia, aproape 40% spun că da, versus 45% nu, nu este adevărat. Maia Sandu este coruptă, 32% susțin că este adevărat, versus 41% susțin că nu este. Este guvernarea din Republica Moldova una rusofobă? Da, 28% aproape, 53,4% nu. Șor vrea să atragă Moldova în război, 22,6% susțin că este adevărat, 50,2% că este fals. Până aici, acum o să-i ofer microfonul colegului.
mulțumesc. În cele ce urmează o să ne referim mai mult la rezultatele întrebărilor care vizează situația politică internă din Republica Moldova. Prima întrebare tradițională este întrebare deschisă, prin care respondenții au fost rugați să spună care este liderul politic în care au cea mai mare încredere. Deci, în primul rând, aș vrea să remarc că avem un număr mare în creștere a celor care nu au putut numi niciun lider politic, deci practic sunt 57% cei care nu au putut numi o personalitate politică în care au mare încredere. Dintre cei rămași, vorbim de în jur de 43%, deci vedem că peste jumătate au numit-o pe doamna președinte Sandu, 23,8%, urmată la mare distanță de ex-președintele Igor Dodon cu 6,9%, Ilan Șor 3,5%, Ion Ceban 2,1%, urmează Ion Chicu, Vladimir Voronin și până, deci singur care mai are încă jumate de procent și mai mult este Renato Usad. Este interesant pentru că o să vedem în următoarele slide-uri, este o diferență destul de mare. De ce este importantă această întrebare? Pentru că ea arată cumva nucleul dur de susținători pe care i-au, pe care i-are fiecare lider politic. Următoarea este întrebare închisă despre nivelul de încredere în personalitățile politice. Deci unde fiecare respondent a primit lista de politicieni și posibilitatea de a alege una dintre patru variante, dintre cinci, de fapt, dacă are foarte multă încredere, oarecare încredere, nu a auzit deloc de acest politician, nu are deloc încredere sau nu prea are încredere. Deci este practic un șir de alegere destul de mare, la fel este o întrebare clasică pentru sondajele din Republica Moldova. O să ne referim în primul rând la faptul că absolut toți politicienii incluși în listă au o pondere negativă, adică sunt mai mulți cei care spun că nu au încredere deloc sau nu prea au încredere decât cei care zic că au încredere. În rest, la capitolul pozitiv, pe primul loc se situează primarul capitalei Ion Ceban cu un rating de imagine cumulat de 41,5%, urmat de președinta Maia Sandu cu 38,6% și ex-președintele Igor Dodon cu 37,2%. La capitolul foarte multă încredere, la fel este interesant să vedem, deci sunt 23%, deci vedem practic același procent ca și la întrebare deschisă, cei care spun că au foarte mare încredere în Maia Sandu, urmată de Igor Dodon cu 12,9% și la distanță foarte mică în spate este Ion Ceban cu 12,3%, apoi urmează Vladimir Voronin cu 9,7%, Ilan Șor cu 9,4%, Ion Chicu cu 7,5% și Irina Vlah cu 5,8%. La capitolul anti-ratinguri, lider detașat rămâne deja constant, cred că degrabă se fac vreo 10 ani, Vlad Plahotniuc, care și-a anunțat recent revenirea în politica din Republica Moldova cu un anti-rating cumulat de 88%. Acesta este urmat de Ilan Șor cu 67% anti-rating. Și mai sunt și alții, președinta Maia Sandu are un anti-rating cumulat de 59% aproape, alături de Igor Dodon, care este practic la același nivel de anti-rating, chiar un pic peste asta. Remarcăm situația așa politicienilor din opoziția extraparlamentară, să măsurăm impactul lor. Aici la fel vedem că mai curând au un anti-rating decât rating. De exemplu, la coada listei este domnul Gheorghe Cafcaliuc, liderul Partidului Pace, cu un anti-rating de 59% din cei puțin peste 60% care în genere îl cunosc. Aici s-ar putea întrece cu domnul Plahotniuc. Remarcăm liderii partidelor extraparlamentare, care încă sunt foarte puțin cunoscuți în societate, de exemplu domnul Ștefan Gligor, pe care n-l cunosc aproape 60%, domnul Igor Munteanu 42,5%, domnul Dinu Plângău 54%, care nu-l cunosc.
Chiar și politicieni mai cu experiență, cum este domnul Alexandru Slusar, 32% care nu-l cunosc. Pentru comparație, ex-premierul Ion Chicu nu este recunoscut de doar 11,3%. Deci sunt interesante aceste date pentru proiecția viitoarelor revoluții politice. Intenția de vot, în primul rând vrem să remarcăm partea de jos a graficului. Sunt 9,8% cei care spun că n-ar veni la alegeri dacă ar fi duminica viitoare. Sunt 18,3% indeciși și 1,2% cei care nu răspund. Din experiența noastră, cam toți sunt indeciși. Deci aproape 20% indeciși. Nu este o cifră prea mare, este o cifră pe care o putem considera normală în perioada între alegeri și chiar în perioada mai aproape de alegeri. În rest, pe primul loc apare partidul PAS cu 23,4%, urmat de blocul comuniștilor și socialiștilor cu 22%, partidul ușor 11,3%. Repet, acestea sunt cifre din total respondenți. Deci dacă o să îi separăm pe cei care nu au răspuns la această întrebare sau sunt indeciși, o să avem pentru PAS 33%, pentru blocul electoral a comuniștilor și socialiștilor 31,3%, urmat de partidul ușor cu 16%, la distanță mică de trecerea peste pragul electoral sau relativ mică este partidul Mișcarea Alternativă Națională condusă de domnul primar Ceban cu 4,1%. Partidul nostru recent relansat de domnul Sate are 3,1%, platforma DA 2,6%, partidul condus de domnul Chicu 2,3%, AUR 2,2%, Partidul Schimbării 1,8%, Partidul CUB 1,3% și restul partidelor sunt sub 1%. Aceasta este situația în a doua jumătate a lunii ianuarie. Ratingurile prezidențiale, deci pentru alegerile prezidențiale care urmează mai aproape de cele prezidențiale, vedem aici distribuția. Pe primul loc se situează actuala președintă Maia Sandu cu 28,2%, urmată de ex-președintele Igor Dodon cu 17,6% și Ion Ceban cu 8,5%. Deci vedem că ratingul prezidențial al domnului Ceban este net superior ratingului partidului și invers. De exemplu, Igor Dodon are o intenție de vot destul de mică în comparație cu PSRM. Urmată de Ilan Șor, vrem să spunem că Ilan Șor n-a fost pus în lista de potențiali candidați pentru că nu are vârsta necesară conform Constituției, dar a fost numit de respondenți. Adică, în mod normal, aici unde scrim altul, trebuia să fie 5,8, numai că absoluta majoritate dintre ei l-au menționat anume pe Ilan Șor, de asta l-am inclus în acest grafic, dar cu siguranță el nu va putea candida la alegerile prezidențiale. Urmează Vladimir Voronin cu 3,9, Ion Chicu cu 3,9, Renato Usate 3,5, Marina Tauber 2,4, Irina Vlahu 1,8, l-am inclus în listă pe domnul Slusar 1,2, Ștefan Gligor 0,6, Andrei Năstase 0,6. Nu ar participa la alegeri 6,3, adică vedem că intenția de participare la alegerile prezidențiale este mai mare, considerabil, în comparație cu parlamentarele, la fel cum sunt mai puțini indeciși. Adică și dacă o să vedem diferiți lideri, deci ratingurile cumulate a potențialilor candidați la prezidențiale sunt bine mai mari decât la parlamentari. Deci pentru oameni concreți candidați la funcția de președinte, oameni, deci respondenții mai degrabă se decid. Dacă vom scoate indecișii, cei care nu vin la alegeri vom avea 36% pentru Maia Sandu, 22,6% Igor Dodon, 10,9% Ion Ceban, urmat de Ilan Șor și respectiv în descreștere. Repet, asta este imaginea de ansamblu pe intențiile de vot la potențiale alegeri prezidențiale în luna ianuarie. Câteva întrebări, deci în continuare, pentru a măsura impactul acestor campanii de dezinformare și manipulare a opiniei publice sau discuții în contradictoriu care sunt în societate, am pus câteva întrebări. Prima este dacă consideră respondenți că Moldova ar trebui să accepte să susțină Rusia în războiul din Ucraina în schimbul gazului ieftin. Absoluta majoritate sunt împotrivă, 72,4%, doar 14% sunt pro.
Următoarea întrebare este dacă considerați că Federația Rusă reprezintă o amenințare la adresa securității în Moldova. Sunt doar 42,3% care spun că da și 47,7% care spun că nu. Deci evident că majoritatea cetățenilor nu percep Federația Rusă ca pe o amenințare. Mult discutată temă trebuie sau nu trebuie să meargă Maia Sandu la Moscova să negocieze prețurile la gaz. 67% consider că este adevărat. Vedeam aici un impact destul de ridicat acestor campanii de manipulare a opiniei publice. Cine credeți că se face, că poartă cea mai mare vină pentru creșterea prețurilor la gaz? Deci pe primul loc detașat este numit Maia Sandu cu 27%, Putin pe locul 2 la distanță mare cu 10,5%, guvernarea actuală, Gazprom 7,4%, Moldova Gaz, Andrei Spânu, SUA, nu știu de ce, situația din Ucraina, Rusia. Dacă este să cumulăm, înțelegem că cauzele scumpirilor sau scumpirii gazului sunt foarte slab înțeles în societatea din Republica Moldova. Nu este de mare mirare, este un subiect destul de tehnic, destul de greu de explicat, iar explicațiile oferite de actorii care manipulează și dezinformează sunt foarte simple, ușor de crezut, dar asta arată că este foarte mult de lucru și pentru mass media și pentru experți în societatea civilă, dar în special pentru guvern să explice societății cum și ce s-a întâmplat. Întrebări din domeniul politicii externe. Cât încredere aveți în diferite personalități politice de peste hotare? Am inclus o listă de lideri de state. Pe primul loc, la capitolul încredere pozitiv, a revenit Vladimir Putin cu un rating cumulat de 38%, cei care au oarecare sau mare încredere. Este, dar tot el este și unul dintre liderii la capitolul neîncredere, deci sunt 54,3% cei care spun că nu au încredere în Vladimir Putin. La capitolul pozitiv urmează președintele României cu 36,6%, președintele Ucrainei cu 35,3%, dar la fel președintele Ucrainei are și un rating de imagine negativ foarte mare, chiar un pic peste președintele Federației Ruse. Urmează președintele Belarusului. În partea de jos este președintele SUA, care este cunoscut de marea majoritate, deci de aproape 90%, tot și are un rating de încredere de doar 25%. Și o neîncredere de 56%. Deci la fel vedem că la capitolul imaginii, percepții asupra liderilor de state din întreaga lume, vedem încă o dominație destul de puternică a acestor atitudini negative, multe dintre care sunt construite nu din informații obiective, dar din aceste campanii de dezinformare și propagandă. O întrebare tradițională pe care o măsurăm este vectorul de integrare externă. Aici vedem o predilecție destul de puternică pentru aderarea la Uniunea Europeană, sunt 53,5%, care ar alege Uniunea Europeană, împotriva la 23,8%, care ar alege aderarea la Uniunea Euroasiatică, controlată de Federația Rusă. Și vedem un procent de oameni indeciși, care la fel este în scădere, deci sunt unii pur și simplu indiferenți care n-ar veni la un astfel de referendum să aleagă, și sunt 11,4% indeciși, 2% care nu răspund. Deci cumulativ este o pondere, chiar dacă nu este mult peste 50%, dar la ponderea celor deciși, Uniunea Europeană predomină în preferințele respondenților în mod clar. Intenția de aderare la NATO, 27% pentru, 55% contra. Dacă la capitolul pentru avem o slabă creștere față de precedentele sondaje publicate anul trecut, la capitolul împotrivă puțin ce s-a schimbat. Unirea cu România, 36,2% pentru, 52,2% contra.
La fel, cum comenta cineva, este amuzant că sunt 36% cei care vor în România, care este în NATO, dar doar 26% cei care vor în NATO. Și au contradicții, dar contradicții de genul ăsta în răspunsurile oferite de respondenții din Republica Moldova sunt foarte multe. Avem aici o mică evoluție din diferite sondaje din ultimii 12 ani și ceva. Intenția de aderare la România, vedem o creștere constantă și o stabilizare relativă începând cu anul 2021. Pur și simplu avem mai mulți sondaje în perioada asta în care am măsurat această chestiune. O mică creștere în octombrie, o scădere, deci practic în marja de eroare sunt toate aceste evoluții, stabilizată în jurul la 35%. Remarcă importantă, reprezintă alegătorii care se află pe teritoriul controlat al Republicii Moldova, respectiv nu include diaspora, nu include regiunea transnistreană. Cam acestea au fost întrebările la care a oferit răspuns cetățenii Republicii Moldova în cadrul sondajului nostru. Întrebări prin SMS-uri nu avem. Pentru reprezentanții mass media, vă rog să nu vă grăbiți să luați screenshot-uri necalitative de pe prezentarea video. După încheierea conferinței vom distribui sondajul pe larg, unde chiar mai sunt încă câteva întrebări care n-au intrat în prezentare. Și un comunicat în care explicăm detaliile metodologice, detalii privind finanțatori și alte lucruri de care aveți nevoie pentru a face știri. Vă mulțumim, o zi bună!